De marți, călătoria în transportul public din capitală poate fi achitată și cu ajutorul cardului bancar. O astfel de modalitate de plată a fost implementată în unele troleibuze și autobuze, deocamdată în fază de testare. Ulterior, ar putea să apară în toate unitățile de transport din capitală. Funcționarii de la primărie sunt siguri că inițiativa va fi un succes și un pas pentru a transforma Chișinăul într-o capitală europeană. У нас в транспорте появятся мобильные валидаторы. Ага. Наши кондукторы, они будут амбассадорами условно нашего проекта и будут объяснять жителям, как правильно платить и как пользоваться. Zinaida Zavatin este de 3 ani taxatoare și spune că plata electronică este mult mai comodă. Tot aici o spate de achitat și cash. Taxatorul să aibă 3 carduri, roșu, galben și albastru, care să dea dreptul de călătorie la călător. Dacă nu are card bancar, se achită cash. Conductorul cardul roșu și eliberează cecul de 2 lei. Taxa pentru călătorie poate fi achitată nu doar cu ajutorul cardului bancar, dar și prin intermediul unei aplicații speciale care poate fi instalată pe telefonul mobil sau într-un ceas de tip smartphone. Autoritățile speră cât mai repede să-i obișnuiască pe pasageri cu noua metodă de plată. Achitarea electronică reprezintă o prioritate pentru planul de mobilitate, pentru în general obiectivele de dezvoltare a municipiului. Locuitorii capitalei au păreri împărțite referitor la această modalitate de plată. Для пожилых, для пенсионеров, для них уже будет проблема. Идея фарте бună. Eu mă gândesc tot ce să faci pentru binele nostru. E comodă, e una. Da. Și cum o să vă descurcați? Eu știu. Timp de jumătate de an, municipalitatea planifică să instaleze terminale de plată în 90 de troleibuze și 20 de autobuze care circulă pe străzile capitalei.